Scorpion și ascendent Scorpion. Un picuț mai multă grijă la zona sentimentală și spun asta, mă rog, axa sentimentală a afectivității, a prietenilor și a relațiilor de iubire, normal, și a copiilor. Venus este în opoziție cu Neptun. Venus se află în sectorul prietenilor, Neptun se află în sectorul iubirii, iar Venus este guvernatoarea relațiilor voastre. Dacă vorbim așa, vorbim de confuzii. Confuzii sentimentale, confuzii în cuplu, poate chiar și tendința de a-ți idealiza persoana iubită, de faptul că poate, mai mult ca sigur. Tendința de a fi așa foarte visător, bun, e un aspect foarte bun în relații în care lucrurile merg foarte bine și partenerul, mi-e greu să spun, partenerul merită idealizat, nu idealizăm pe nimeni. Dar în relațiile care merg bine, romantism, imaginație, inspirație, gesturi tandre, puțin așa, aprindeți creativitatea, un aspect foarte bun și în zona profesională, dacă lucrați în zona de care vă cere creativitate și așa. De acolo, nativii care își folosesc talentele au o perioadă bună acum. Dar, spuneam că poate veni cu niște confuzii sentimentale și vă poate face să mergeți la prieteni, să plângeți pe umorul lor și să le cereți sfaturile. Eu aș recomanda să nu ascultați sfaturile prietenilor săptămâna aceasta. În plus, Mercur va retrograda în Fecioară, adică se va întoarce la voi în sectorul ăsta al prietenilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vă ajută să vedeți adevărata față a unor oameni din jur, din anturajii în care ați avut încredere, în care aveți încredere. Și poate veni să știți cu unele dezamăgiri. Dezamăgiri din partea prietenilor. Deci aveți puțin frică grijă. Și voi ca și partenerii voștri tauri. De asemenea, reevaluarea relațiilor de prietenie, a anturajelor, a cercurilor, a organizațiilor în care vă aflați este un aspect pe care îl cere Mercur, retrograd, în Fecioară, și reevaluarea planurilor de viitor, reevaluarea proiectelor în care sunteți deja implicați sau a proiectelor în care vreți să vă implicați. Și mai țineți cont de ceva, țineți cont că s-ar putea să apară niște trădări din partea persoanelor asociaților, cei cu care lucrați, desfășurați activități, deci un picuț grijă. Apoi, zic asta și pentru că soarele se mută în sectorul subconștientului trecutului, adică soarele ce face în balanță pentru voi? Poate lumina niște traume, frici, secrete, poate scoate la suprafață niște secrete, poate lumina zona asta în care vă e frică să vă despărțiți de cineva, vă e frică să nu fiți abandonați, vă e frică să ieșiți dintr-o relație, dintr-un proiect, ca să nu rămâneți singuri. S-ar putea să vedeți aici retrograda Mercur. Și Mercur, mai ales pentru cei care au ascendentul în Scorpion, să știți, s-ar putea să fie adus multă anxietate și multe stări depresive, frământări, gânduri. Și atunci vine soarele și zice, dar de ce? Hai să vedem cum rezolvăm asta. Adică, vedeți voi, soarele aici vă ajută să vă îmbunătățiți zona asta de sănătate, mai ales pe zona de afecțiuni mentale, psihice, anxietățile, zona asta. Aici luminează, aici se vede, dar vă ajută. Adică, dacă Mercur retrograd a amplificat, a activat, că v-am spus, anxietăți, frici, temere, tâcă, soarele poate veni să vă dea energia să le depășiți. Dintr-o dată căutați liniște, căutați pace, nu mai vedeți lucrurile atât de negru, ceea ce este foarte bine. Puteți să profitați de tranzitul ăsta, să renunțați la niște obiceiuri toxice, la niște persoane nocive care vă consumă energia, mai ales că voi aveți Marte în sectorul ăsta al 8, casa 8, deci trebuie să aveți grijă la persoanele astea care sunt vampiri energetici pentru voi. Și cam astea ar fi aspectele. Încercați să vă odihniți, să vă relaxați mai mult, să căutați sprijin spiritual în zona de credință, de religie, de spiritualitate și grijă la prieteni. Atât.
dacă aveți grijă la prieteni, pentru că avem o poziție asta, că altfel nu, Venus în tranzit pe aici va aduce relații bune de prietenie, va aduce popularitate, ocazia să cunoașteți persoane noi, dar în opoziția asta s-ar putea să vină cu niște dezamăgiri. Să vedeți, vă spuneam adevărata fața unor oameni din anturajul vostru.